dai bea acolo. Așa. Nu bine. Ba! Bună dimineața, YouTube-ași! Nu vă speriați de freza mea. Mă îndrept direct la Anca, la salon, să mă spele și să-mi facă, nu știu, cumva o ceva, să mă usuce, să... Ah, ce mă doare burta, să-mi facă niște... Nici nu știu, nimic, să nu facă nimic, să arăt ca și cum nu m-am spălat eu singură, atât. Pentru că asta e o zi lungă, mergem la nuntă, arăt ca naiba, acesta este motivul pentru care fac eforturile astea, da, merg la salon, la Anca, mai târziu o să merg la Larisa, tocmai pentru că arăt ca naiba, nu mă simt absolut deloc în apele mele, m-am îngrășat ca o vițică, dar mă simt bine fizic, gen, din cauza asta mi-am făcut și analizele și pentru prima oară în viața mea am auzit că sunt perfecte. Wow! Nu credeam vreodată că o să-mi spună mie un doctor ce nutriție bună aveți, ce bine mâncați, că aveți totul în regulă, nu știu ce. Bitch, please! Ideea este că mergem la filmat de ceva vreme pentru voi pe YouTube, pentru că am fost aglomerată, nici n-aș știu cum să zic asta, cu tot felul de campanii, cu renovările noastre, cu mers în oraș, cumpărat materiale, lucruri, încă nu s-a întâmplat nimic, suntem la nivelul ăla, doar am luat chestii. Când prindem o zi liberă, ba pune gardul, ba fac un pic și eu de ordine, că nu mai am timp de nimic în timpul săptămânii, efectiv strângem după noi vasele și atât. Înainte dădeam cu aspiratorul în timpul săptămânii, aveam timp de toate. Eram foarte activă pe daily vlog, aveam material de filmat, știi că făceam în fiecare zi curat. Acum, frate, nu știu, mi se pare că nu mai apuc să fac absolut nimic în timpul săptămânii. Și sâmbătă, când am de făcut curat, mi se pare că e atât de mizerie, încât, nu știu, trebuie să fac curățenie generală. Robo, eu lui Robo așa îi mai dau drumul, dar nu ține doar de Robo. Pică chestii pe jos, varsă mâțul apa, trebuie spălat pe jos, știi? Adică, na. Nu vine. Și ne-am bătut foarte mult capul cu toate renovările, să le prioritizăm, să le nu știu ce, pentru că tot ce avem noi în plan și așa costă foarte mult, n-am de unde scot acum sute de mii de euro, efectiv, știi? Pentru tot ce am vrea noi să facem. Așa că le facem pe rând. Uite, am zis, acum începem, facem în casă și după aia la anul începem afară. Începem să desfințăm casa aia, să facem în față ce avem de făcut în față, gardul, că avem un gard, zici că e cimitir acum. Deci, da, hai că mă duc. Ce faci, Ani? Se spală pe casă. Eu urmez. Arăt ca un extraterestru astăzi. Nu ți se pare? Arăt dubios la față. Zici că-s odihnită, dar de fapt nu. Da, nu-s bine, să știi. Bun, am ajuns acasă, prieteni, am freză. Mi-am strâns bucle, adică strânse buclele, o să le desfac eu mai încolo. Cum o să se lase, nu o să stea așa, că doar se extensi, nu o să țină blană. Până mergem, da. Păi și unde vii? Am venit să-i salut. Am văzut că au dispărut. Am uit aici în spate să-l salut pe taică meu și pe Bondi. Mă duc repede să schimb patul, să fac ceva gen în casă, scor rufele și nu știu ce, și mai un pic și plec la Larisa. Mergem să mă macheze. Sătulă mis, am mâncat la salon paste, dar uitați, vă mai arăt că am filmat pentru daily vlog. Aș dori să vă spun, da, inevitabil. Deci atenție, paste cu creveți și dovlecel. Mai bune ca aici la St. Chilis, nu există din joara. Eu v-am zis. Cățeluși, unde vii? Nici nu sunteți. Na, erau după gard. Nu i-am văzut. Thank you.
Ce faci aici? Uite, suntem aici la... Un pusii. Mulțumesc, doamne, și urmii roșii. Asta e pentru YouTube, nu v-am arătat la ce am muncit Bogdi cu taică, ultimele sâmbete. Am făcut acest gard de tablă și mai au o bucățică, acolo e vecinul. Na! Eu zic că le-o cam ieșit. Mă duc în treaba mea, că e cald rău afară, mă bate soarele în cap. Hai să vedem căței. Brazii ăștia o să vină mutați acolo, lângă ăla, o să vină îndreptat, evident, pus pământ deasupra, că nu e în regulă. Căței mei ce fac? Busul se bronzează și fata? Ce face fata? Ce faci, mami? Iubițica mea? Ce faci, frumoasa mea? Băi, mulțumesc de puții. Te iubesc. Hai, alintătură. Mă duc să fac vasele. Ăsta, rufele, ne vedem mai încolo. Ceau, bus. Ceau, bus. Ce faci, bus? Ceau, mami. S-a rămas afară. Na. Bună, prieteni. Mă pe drumuri astăzi, n-am făcut absolut nimic. Taci, mă. Așa, deci n-am făcut absolut nimic. Am scos doar rufele și atât. Am vrut să schimb patul, n-am mai apucat. Mă duc la Larisa pentru că trebuie să mă machiez. Ce să spun, am intrat un pic pe TikTok, am citit niște comentarii, m-am enervat, mi-a stricat ziua, am ieșit, deci eu nu mai intru pe TikTok, o să fiu tipul ăla de, sunt genul ăla de persoană care intră, postează și atât, deci n-o să mai răspund la comentarii, viac, nu merită, nervii mei, starea mea de bine, absolut nimic nu merită, atâta mă plâng cu TikTok-ul ăsta. Nu înțeleg de ce nu renunț la el, numai mi-e așa, cumva prin TikTok am ajuns să mă cunoașteți și voi și acolo, na, am apărut, ca să zic. Mi-e cumva aiurea să renunț la oamenii care chiar mă urmăresc, că le e drag, știi? De drag. Dar aș, nu știu, mi-aș închide TikTok-ul cu ochii închiși. Efectiv, am așa o repulsie când mă gândesc TikTok. Exact așa, dar ce să vezi, acolo postăm campanii, postez chestii, na. Chiar ăștia de la GoIT nu au mai răspuns. Păi eu de unde să știu acum, postez sau nu? Nu-mi răspund la mail, le-am trimis de azi noapte. N-au răspuns, ce să zic. Na, merem la Larisa, nu știu cu ce mă îmbrac. Mi-am făcut o poză la rochie să vă arăt. Nu știu dacă să o iau pe asta sau nu, nu știu cum mă machiez, nu știu nimic, e ceva de genul ăsta, adică cu imprimo eu așa, negru, galben, în fine, ea îmbrăcată arată foarte fain și dacă ești aranjat așa, deci chiar nu e deloc chicioasă, așa pare de la, din poză, dar chiar arată bine îmbrăcată, nu știu, altă variantă n-am mai probat, o să văd cum stă pe mine, sau dacă mai încape pe mine, dar vedea. Așa mi-s de sătulă, mi-s de n-am niciun chef, să fiu sinceră. Nici de mers, nici de stat, nici vreau să stau în pat, vreau să mă culc, vreau să... Știi? Cred că mi-a stricat TikTok-ul ăsta tot chef. Mai că-mi pun niște muzică, poate mă face să mă simt mai bine. Hai să vedem ce facem cu părul ăsta. De ce facem părul? Păi desfăcut, în primul rând. Și, nu știu, un pui ăla. Mm. Deci nu ai te duci cu cap narcisă. Eu am înțeles că îți place pe nu. Deci mai e din ăla în cap. Ce părere aveam? Am puit, știu. Știu, da, las că e bine acum că mi s-a mai lăsat aici în partea asta. Că mi se părea prea umflat, de aia aveam tendința să pun ceva aici, știi? Nu știu să-ți pui ăla în cap.
Îmi faci poze? Da. Facem poze. În primul rând avem această variantă, dar, mă rog, făcut-o cu pantalonii lui Bogdi. Cam pușcă pe mine. Mă strânge aici de nu mai am aer, sincer. Numai că nu știu ce să... N-am altceva de făcut, adică... Nu ți-o iei pe cealaltă. Numai pe asta pot să o iau. Pe cealaltă ce vreți? Pe care cealaltă? Aia. Pentru că nu mă lasă la Risa. Pentru că m-am machiat cu argintiu și aia e cu galben. Nu mere. Păi ia-ți neagră atunci. Ia-ți-o pe aia, păi negru merge ce? Iubire, aia neagră e mai mică ca asta. Ai de unde să știi? Ba da! Eu o probez, dar o să vezi. Hai, na, desfă-mă atunci. Da, dar nu poți, dacă pușcă pe tine, n-ai cum. Da, în altă pușcă mai rău. Ca asta mă neagră, zici, nu? Păi nu, ai cu pene aici. Aia! Păi... Hai că încerc, na. Na, hai să vă arăt. Până la urmă, cu asta m-am îmbrăcat. Nu mai vine absolut nicio altă rochiță, asta e singura chestie care îmi vine. Părul mi l-am prins așa aici pentru că mă simt mult mai drăguțică așa. Ce să zic, avem decolteu drăguț, arată foarte fain, n-am ce să mă plâng, sclipici. Unghiuțele merg cu tot feng shui-ul. No. Fain. Pa! Bună dimineața, YouTube-ași! Știți ce s-a întâmplat? Atât am fost de deșteaptă. Atâta ne-am grăbit și m-am grăbit că am uitat complet să vă arăt cum mă arăt, știi, înainte să plecăm la nuntă. Până la urmă nu m-am îmbrăcat cu ce v-am arătat. Mi-am luat o roche, am pus-o eu pe... în daily-ul de pe TikTok, în fine, că acolo imediat iau telefonul, trag, dar uit, când filmez în paralel, uit că trebuie să filmez și cu camera și cu telefonul, e foarte complicat. Na, ideea e că pe la vreo două am vrut să plecăm de la nuntă și ne-a sunat tata lui Bogdi că lui mama s-a fost rău și a dus-o la județean, salvarea, și na, trebuia să mergem și noi, clar, doar că nu în hainele alea, fiindcă am înghețat de frig. Am venit acasă să ne schimbăm și am zis că mai stăm puțin pentru că nu puteam să plecăm așa imediat după ce o pleca salvarea, cum ar veni, fiindcă stăteam acolo degeaba câteva ore până îi făcea ceva. Și ne-am pus un pic pe canapea și am adormit o oră. Inițial aș trebui să conduc eu, pentru că Bogdi o băut foarte puțin. Și asta nu s-a mai întâmplat, pentru că n-am mai putut să mă scol. Adică m-am trezit, am zis probabil ceva, dar a fost... nu puteți discuți cu mine. Așa că Bogdi s-a dus singur și a venit la 7. Cât e ceasul la ora actuală? E 3:30. Vreau să... Na, ne-am trezit, Bogdi își bea cafeaua. Mie nu mai îmi trebuie nici cafea, că deja e prea târziu pentru cafea. Mi-e foame. Dar până una alta vreau numai să schimb patul ăsta, că n-am mai avut timp ieri. Și nu-l suport. Deci nu... Na, eu îl schimb la 5 zile sau în fiecare sâmbătă. Nu îl mai suport. Hai schimbăm patul împreună. Dame tu cosita! Pa! Pa! Hai, Mițu! Hai să ajut pe mama! She left me lonely. Now I see her in my dreams. Yeah, she's so holy. Got me begging on my knees. Oh, she left me lonely. Ce ti tot plânge atâta? Atâta ne-am învârtit, am dormit, am mâncat, am stat, uite ce faină sunt. M-am chinuit să mă machiez, m-am machiat cu mov, nu știu ce, după aia m-am șters, m-am spălat. Și am zis că plecăm la mall.
Nu-i nici demon. Uite-te la ăștia doi, stai acolo. Uite-te numai un pic. Uite-te la mâțul ăla. Am schimbat patul, am fost cu minte, bine, dar am schimbat cu voi. Ne-am certat pe călcătoare, pe alea, ce vorbești? Trebuie să ne cumpărăm un călcător nou, că noi avem o stație de călcat și s-o învechit, că curge numai apă galbenă din ea. Masă de călcat nu mai avem, că e strâmbă. Ce ai făcut chiar? Te-ai urcat pe ea de s-o îndoit. Serios, de ce stă într-o parte? N-are sens. Păi... Și acum merem. Vedem ce-o fi și pe acolo. Mițu, fii cu minte! Pusi, mama! Deci m-am plimbat peste tot. Nu-mi face cu ochiul absolut nimic, nu-mi trebuie nimic. Dar ăștia aici ce au? Steak? Ha? Paste? Nu înțeleg ce au aici. Dar eu o să vreau un hot dog, 100%. Alo! Ai cămășuță? Nu mai pot de sete. Mami! Uite ce e în casa asta. Patul desfăcut, cum am dormit aici la prânz. Doamnă Mițu! Zdum! Puiu! O veni mama! Nu? Nimic? Doamne, abia aștept să văd altfel scările astea. Am început să urăsc verdele ăsta, deci nu mai pot să-l sufăr. Still looking good. Arăt bine. Deci eu îmi doresc să beau acum 2 litri de apă, pentru că nu mai pot de sete. Văd că a fost așa roșii. Și ne punem să filmăm campania cu Hell, ultima. Am avut 4 videouri de făcut. Astăzi am postat al treilea, de care sunt foarte mândră, pentru că au spus că este cel mai fain scenariu din toată seria asta de video numărul 3 de la toți influencerii. Și bineînțeles că este, pentru că tot timpul îmi dau silința și fac ceva fain, filmat la calitate bună, editat, nu rapid acolo cu TikTok-ul și aia e. Așa că acum am deschid laptop-ul, că avem de filmat ceva foarte interesant. În Bob din nou mâncat nimic la street food, pentru că nu a avut ce. Pentru că totul a fost foarte nesănătos pentru dumnealui. Și mă pun acum să caut scriptul și ne apucăm să filmăm. A, apropo, e 12. E 12? Chiar e 12? E 12 fără 4 minute. Da, asta e, mâine e luni, filmăm. Domnul Mițu? Nu vine! L-am strigat tot! Cum nu vine? Nu vine, e sus, vezi! Mițu! Cum se numește la tatăl? Domnul Mițu? Na, poftim! Na! Super! Mițu, de ce mă dezamăgești? Ce e aici? Ce-ai făcut? N-ai strâns astea și tu? Uite-te la ei. Panteruțul, o, mami, frumos. E ce, mă, frumos? Da, aia mă, te-au scăpat-o acum. Am făcut o reclamă, știți, am filmat și mai înainte a vrut și el să se facă, l-am prins în bucătărie cum se filma singur și a băut din doza aia și efectiv după aia a făcut așa o grimasă de zici că juca în filme porno. În fine, da, am filmat și noi, nu mai pot abia aștept să mă demachiez, telefonul mi l-a iertat. Am filmat, am terminat.
frază... Mâine ne culcăm. Mami! Iubirea mea! N-a fost deloc în video. Sufletul lui mama. Nu ești tu o panteruță mică? E ce ești tu scumpel și frumoasa mama? A? Bă! Bă, scumpetea mea! Mă. Atâta știe el să facă, pentru că el este cățel. Ești cățel, Mițu, nu ești pisicuță. Băi, coala!